Lucrările la singurul centru din regiunea de sud-est de cercetare și dezvoltare pentru studiul morfologic și genetic în patologia malignă vor debuta în luna decembrie. Banii, aproximativ 5 milioane de euro, vor veni de la Uniunea Europeană și au fost atribuiți în urma unui concurs câștigat de echipa condusă de profesorul Mariana Așchie. Se vrea a fi un centru de referință în partea aceasta a țării și mai ales vom avea adresabilitatea către o largă populație și au posibilitatea tinerii cercetători să lucreze și să-și experimenteze aptitudinile sale în acest centru. Centrul va fi construit lângă Spitalul Județean Constanța și va ocupa o suprafață de 780 de metri pătrați pe 3 nivele. Cercetările vor fi de top și vor exista și culturi de celule, cum ar fi cele STEM. Beneficiar va fi și Spitalul Județean Constanța. Noi vom avea o relație, sigur, de colaborare cu ei, o să fie aici, vor fi un centru de cercetare, de excelență în genetică, dar, repet, ei sunt în strânsă legătură să subordonați Ministerului Învățământ și Cercetării. De acolo vor primi și banii, și salarii, și tot. Centrul se dorește a fi o adevărată școală de performanță pentru studenți, medici rezidenți, biologi și biochimiști.